Vara pe val. Despre Mamaia, în trei cuvinte, ce-ar fi de zis? Mamaia, în primul rând, ar vrea să-l felicit pe domnul Mazăre pentru tot ce a făcut pentru Mamaia, pentru stațiune. Haideți să o descriem în trei cuvinte. Distracție, am zis eu unul? Distracție, dar în câteva cuvinte aș descriu o stațiune nebună. O nebunie care are darul de a chema cât mai multă lume. Dacă ar fi să descrii Mamaia în trei cuvinte, ce ai spune? Păi, fete frumoase, distracție și căldură. Ce poți spune despre Mamaia în trei cuvinte? Distracție, oameni, fete frumoase și... Și vara pe val, la TVR2. Dacă ar fi să ne spuneți trei cuvinte despre Mamaia, care ar fi acelea trei? Cum ați descrie stațiunea Mamaia în trei cuvinte? Mamaia, brand... România. După mine, cea mai frumoasă stațiune de pe litoral românesc. Distracție, distracție, distracție. Un singur cuvânt, dar de trei ori. Viață, distracție și speranță de a te întoarce aici. Casă, dulce casă. Este stațiunea cea mai frumoasă, unde poți găsi tot ceea ce ai nevoie. E foarte frumoasă, după părerea mea. Mie întotdeauna mi-a plăcut, de-aia mă și întorc aici cu mare plăcere. Contra tuturor care spun că e așa, că e așa, mie îmi place. Vara pe val.